Noapte de foc pentru pompierii hunedoreni. Aceștia au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din Câmpul lui Neag. Flăcările au cuprins rapid locuința, iar intervenția pompierilor a durat aproximativ 4 ore. Totodată, pompierii de la Petroșani au intervenit și în cazul unui accident rutier produs la Aninoasa, în care au fost implicate două autoturisme, 6 persoane fiind rănite și transportate la spital. Un puternic incendiu a izbucnit într-o casă din localitatea Câmpului Neag, iar la locul evenimentului s-au mobilizat pompierii cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta prin ardere la parterul și mansarda casei pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați și la o anexă cu posibilitatea de propagare a flăcărilor la pădurea aflată în apropiere. Pompierii au localizat și au lichidat incendiul în limitele găsite și, din fericire, nu au existat victime. Intervenția a durat circa 4 ore, iar cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Totodată, pompierii au fost solicitați să intervină în localitatea Aninoasa, unde a avut loc un accident rutier produs între două autoturisme, din care a rezultat rănirea a 6 persoane. Victimele au primit primul ajutor medical la locul evenimentului și ulterior au fost transportate la spitalul din Petroșani pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. În urma impactului, unul dintre autoturisme a avariat o conductă de gaze, fapt pentru care a fost solicitată o echipă a distribuitorului de gaze în vederea remedierii situației.